Dezvoltarea resurselor umane și măsurile active de ocupare este o zonă în care Asociația Interconforte este specializată prin prisma activităților derulate. Obiectivul general al Asociației Interconforte este îmbunătățirea situației persoanelor aparținând categoriilor și grupurilor defavorizate și dezvoltarea unei societăți echilibrate, sustenabile, atât în ceea ce privește sectorul socioeconomic, cât și sub aspectul dezvoltării resurselor umane. În acest sens, Asociația Interconforte adoptă o strategie complexă, multilaterală orientată, care abordează atât nevoile de integrare socio-economică, cât și dezvoltarea personală, promovarea valorilor umane, care pot contribui la dezvoltarea unei societăți moderne, deschise și inclusive. Una din prioritățile Asociației Interconforte este dezvoltarea și implementarea de măsuri și acțiuni în vederea creării de noi oportunități de ocupare și reintegrarea în piața muncii a persoanelor defavorizate, în paralel cu dezvoltarea resurselor umane, creșterea competențelor și aptitudinilor personale și profesionale pentru a susține dezvoltarea unei economii moderne, competitive, într-un cadru social echitabil și deschis. Concret, în momentul de față, Asociația Interconcordia este implicată în implementarea unor proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Astfel, Asociația este beneficiară în unui proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European intitulat Dezvoltarea Economică Durabilă prin creșterea calității resurselor umane din mediul rural în cadrul Acțiunii Prioritare 5. Proiectul a intrat deja în anul 2 de implementare. De asemenea, este partener în un proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane în cadrul domeniului major de intervenție 5.1. Proiectul este implementat de Asociația PACHIV Alba Iulia și care este adresat șomerilor din cele trei regiuni de dezvoltare, respectiv regiunea Nord-Est, Centru și Nord-Vest. Asociația Interconcordia are la bază experiența membrilor săi, experiență de peste 8 ani în conceperea și elaborarea și implementarea de proiecte care au avut drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și dezvoltarea locală din punct de vedere socioeconomic. Dezvoltarea sectorului de ocupare și stimularea integrării pe piața muncii sunt prioritare pentru Asociația Interconcordia. De asemenea, există colaborări și schimburi de cunoștințe și de bune practici cu organizații transnaționale cu experiență atât în implementarea proiectelor din fonduri structurale, cât și în adresarea problemelor sociale specifice ocupării pe piața muncii, în special pentru persoanele aflate în dificultate. Asociația este implicată în diverse acțiuni, în parteneriat de inițiative derulate în comun cu alte organizații non-guvernamentale, cu instituții publice, cu autorități publice locale, cu organizații și actori sociali, cu atribuții în domeniul ocupării și incluziunii sociale. De asemenea, o experiență relevantă în domeniu este demonstrată și de proiectele și de acțiunile de dezvoltare și facilitare comunitară. Înființarea grupurilor de inițiativă la nivel local, conceperea și elaborarea planurilor locale de dezvoltare într-o serie de comunități defavorizate, elaborarea și implementarea unor proiecte sociale la nivel local, experiențe de lucru cu grupurile și comunitățile defavorizate în cadrul social participativ și prin parteneriate strategice. În continuare, colegul meu,